Bună dimineața! Prima dată mâncare la pești. Motanii sunt toți prezenți. În spatele meu a venit Marcel. De o săptămână, două, cineva am tot scrie pe Facebook, pe Messenger. Dacă vreți să mă contactați și dumneavoastră, puteți să-mi scrieți pe Messenger, să nu mai folosesc spatule din silicon. M-a certat în multe feluri o doamnă care n-are niciun fel de poză pe Facebook, nu știu dacă există sau nu există, că eu chiar nu văd cum gătesc bucătarii profesioniști, că eu nu sunt bucătar și mai ales profesionist. Ieri, cu nervii la pământ, mi-a zis că, din păcate, am pierdut un abonat, pentru că și ieri am folosit o spatulă din silicon, eu știu că este cea mai indicată, mult mai ok decât cea din lemn, iar eu nu am vase profesionale din inox, într-o bucătărie profesională, na. Aș ruga pe doamna, cum pariu că nu s-a dezabonat, să filmeze și ea o rețetă, cap-coadă, și să ne arate ce vase folosește, că ea este o bucătăreasă profesionistă. Vă repet, cineva care n-are niciun fel de poză, un nume pe Facebook, cu 4 prieteni. Da? Deci dacă vrea să mai înscrie, eu n-am blocat-o. Aștept și un film de la dumneavoastră. Asta este, am pierdut un abonat pentru că am folosit o spatulă de silicon. Mi-asum. Ca să vedeți cu ce mă confrunt. Adică au fost săptămâni bune în care îmi scrie în continuu să nu mai folosesc acea spatulă. A rămas blocată pe spatula mea. Am vreo 3-4. Nu știu să le folosesc în continuare. Ok, trecem peste asta. Azi o să facem un exercițiu de imaginație. Că suntem studenți. Că sunt student. Nu mai sunt de mult. Am fost. Țin minte că mâncam câte un cartof prăjit și mi se părea extraordinar. Atât îmi permiteam eu cu un prieten câte un cartof de fiecare. La un moment dat am făcut doar unul pentru amândoi. Și ce bun era. Aveam 56 de kilograme, ca să vă imaginați. Bun, ne imaginăm că suntem studenți și că vrem să gătim într-o cameră de cămin ceva gustos și foarte, foarte ieftin, pentru că nu avem bani, suntem studenți. Așa că eu am fost la piață. Dacă te-ai prima oră, să știți că găsiți produse cu 3 zile termen cu încă 3 zile termen de garanție de până expiră la preț la 50%. În fiecare dimineață găsești. Înainte cumpăram poate și expirate, dar nu te anunța nimeni. Acum le pun în vitrină și te anunță, mai au 2 sau 3 zile. Eu am găsit un pui la jumătate de preț, redus la 50%, cu 14 lei. O să mergem în casă pentru că apară să plouă și să vă arăt din jumătate de pui, o să fac mâncare pentru 2 persoane. Deci sunt eu cu colegul meu, ne imaginăm, și vreau să mănânc și 2 feluri de mâncare cu cât mai puțin bani. La sfârșit o să calculez cam cât mi-a ieșit, mă gândesc undeva la 6-7 lei de porție pentru 2 feluri de mâncare. Vedem ce iese. Și nu numai că o să arate bine, dar o să fie și foarte, foarte gustos. Îmi pare rău că astăzi nu o să am ocazia să folosesc spatula. Dar, înțelegeți, nu renunț la ele. Hai în casă să vă arăt ce am pregătit și să ne apucăm de treabă. În mare, uitați ce am pregătit. Puiul, 14 lei, pe care nu o să-l folosesc tot. Și am luat, este un leu sau un leu și 10 bani, ceva de genul, 200 din acestea, adică pe mine mă interesează doar 3 țăi. Și astea sunt 2 lei. 14 cu 2 lei, 16 lei, 17. Dar nu o să folosesc tot puiul. Și o să facem 2 feluri de mâncare. O să facem o supă de pui cu tăiței și ceva pui prăjit. Crocant, delicios. O să vă placă. Sfârșitul este spectaculos. Sau cel puțin așa mi-l imaginez eu. Prima dată tranșez puiul.
Am tranșat puiul, pieptul fără os, o să-l păstrez, nu-l folosesc astăzi, spinarea cu partea asta de la piept care încă are carne, am lăsat puțină carne, o să le pun la fiert, iar copanele și aripioarele le prăjim. Deci pieptul rămâne. Prima dată o să spăl bine carnea, o pigulesc, mie nu place să pârlesc, mai bine iau la mână și le curăț bine, dacă mai au ceva, puf, am un grup de oameni, la fel, care mă critică că nu pârlesc carnea de pui. E pui din comerț, dacă era ceva. Eu să-l pigulez foarte bine și prima dată punem spinarea și partea asta la fiert, cu ceva legume. Spinările și osul de la piept, la fiert, puțină țelină, ardei gras, jumătate de morcov, jumătate de ceapă, o să pun și foarte puțină sare și facem o supă concentrată. Supa ne trebuie și carne, o să vedeți. Cât fierbe supa, ne ocupăm de carnea de pui, copanele crestez, pentru că vreau să se pătrundă, puiul crud nu-i bun de nicio culoare. Uite așa. Și pulpele superioare, le crestez, până la os. Suficient. Perfect. Acum, pentru că studenții mănâncă picant, ca și mine, ei nu au debaroa plină de condimente, ca cum avem noi acasă, au luat și eu un pliculeț de asta. Uite așa. Ăsta are și sare, are și usturoi, are și tot ce trebuie. Întoarcem. Uite așa. Miroase bine acest condiment. Știți că de obicei îmi fac condimentele singur, dar acum suntem studenți. Ce bine ar fi. Uite așa. Și las 20 minute până fierbe supa. Am spumat supa. O las să fiarbă acum cam 20 de minute. O să dau focul și mai mic. Uite ce bine arată. Pregătesc și friptura de pui. Condimentul ăsta are absolut de toate. Nu e nimic greșit să-l folosim. Acum, fiecare bucată o dăm prin făină. Facem așa un pui curcant ca la KFC cumva. Apă. Da? Scufundăm bine în apă. Iar prin făină. Bine, bine, bine. Se intre peste tot. O, ce fain fierbe supa. Hai, peste tot. Așa. Și îl punem deoparte. Asta o să iasă gustoșenia de pe lume. O să vedeți. Supa a fiert. Acum o să scot carnea și legumele într-o tavă. Le las să răcească. Ce bine arată. Aștept acum se răcească, pentru că vreau să scot carnea de pe os. Este multă carne aici, pielea nu. Și o să folosesc și morcovul. Să facem o supă cu ochii închiși, o să jur că este ca aia de casă. Între timp, hai să prăjim și carnea, până se răcește aici ce avem pentru supă. Punem și carnea la prăjit. O să las focul mic, pentru că vreau să se pătrundă. Așa. Uite, și asta e din silicon sau plastic. Da, ce să faci? Unii oameni au probleme cu spatula. La focul mic acum. Prăjim. Să vedeți ce crocante o să iasă bucățile astea de pui. Pentru supele de pui, am pus aici tăieței,
fiecare cu ce gust a vrut. Ăsta este clasic, ăsta este picant. Acum o să pun și câteva feliuțe de morcov pentru culoare și gust. Așa. Carne de pui. Nu știu dacă la restaurant îți dă cineva atâta carne de pui. Ia uite. Ia uite ce e aici. A, jumătate am mâncat-o eu, vă spun. Carnea de la gât, așa pe lângă oase, am ronțuit-o. Pentru mine e cea mai gustoasă carne. Uite așa. Să-mi duceți la ce restaurant îți spune ta carne de pui. Și asta este cea mai gustoasă. Perfect. Uite ce bine arată. Iar acum aștept după ce se prăjesc copanele și aripioarele, o să pun zeama fierbinte peste un capac deasupra și asta este o supă de pui absolut delicioasă. La 1,50 lei bucata, 2 lei. Le-am întors prima dată. Las așa la foc mix pe mediu. Le mai întorc o dată până ies crocante. Ce bunătate am făcut! Friptura de pui este aproape gata. Ia uite așa crocante au devenit. Am. Imediat scot pe un șervețel absorbant. Hai dacă miroase. Friptura de pui este gata. A ieșit extraordinar. Acum să terminăm și supa. Cred că trebuiau ceva boluri mai mari. Dar sunt bune și astea. Uite așa. Vă dați seama, zeama asta cu pui, cu legume nu are cum să nu dea un gust extraordinar. Vedeți culoarea. Uite așa. O să împrăștiu bine, bine, bine. O să pun două farfurii deasupra, să se înăbușe fideaua, să se tăiței, să se înmoaie. Și gata supa. Gata și friptura. Mergem afară. A, am uitat. N-ați mâncat supă așa bună niciodată. Mulți o să mă certe. Perfect. Gata, mâncarea mea. Încă frige extraordinar. Deci bine au ieșit și supele. Eu am făcut repede, repede și câte soată de varză pentru fiecare student. Asta este foarte, foarte ieftină. Să vedem cum pot să puteți așa mai bine. Hai să facem un calcul. Din puiul de 14 lei, să zicem că am folosit doar 10, pentru că pieptul mi-a rămas. 10 lei cu 2 lei fideaua, tăiței, hai 3 lei, 13 lei. Legumele încă 1 leu. Hai 2. 15 lei. Varza mai mult de un leu n-a fost. 16 lei. Condimente, făină, ajungem la 20 de lei. Da, e mult. Cu 20 de lei, două persoane mănâncă două feluri de mâncare, dar vă spun, nu numai că arată bine, este absolut delicios ce am făcut astăzi. Într-o altă situație, puiul aș fi făcut în loc de apă, aș fi făcut un sos de iaurt, dar și asta este minunat. În loc de condimentele alea la plic, aș fi făcut eu condimentele, dar și astea sunt minunate. Sata de varză, am pus puțin pătrunjel. Aici, asta este o supă, n-ați mâncat niciodată așa bună. Mulți o să zică, domnule, nu, n-ai făcut bine, nu așa, nu așa.
Eu am vrut să arăt că se poate găti cu bani puțini. 5 lei o porție, absolut delicioasă. 10 lei un meniu complet, gătit acasă. Nu cred că la vreun restaurant îți dă două copane, o aripioară, o salată. Iar supa asta este absolut minunată. Uitați ce minunăție a ieșit. Mai las puțin să răcească, pentru că vreau să auziți cât este de crocant acest pui. Iar supa, vă imaginați. Ieșea bună, na, 40% și fără stocul meu, dar cu stoc, cu carne de pui, cu morcov, cu pătrunjel. Asta e mai bună ca aia de care o facem noi și ne chinuim. Na, hai, revin în 2 minute. Sper să am răbdare, că nu mai pot de poftă. Este clar că nu am răbdare. M-am învârtit pe aici 10 secunde, 20, n-am mai reușit. Hai să gustăm. Supa, vă imaginați, dar măcar să vedeți puiul ăsta cum a ieșit de crocant. Nu știu dacă se aude. Ia. Puteți face tot puiul așa. Și mă pomeniți. Mama mea. Face bunătate. Nu prea e și picant, dar este perfect condimentat. Dacă îmi spunea cineva că ăsta e pui picant, nu credeam. Are usturoi, are boia, sare, bun condimentul, dar nu e picant. Da. Un deliciu. Nici nu vă imaginați cât de bună e și puiul. Supa este delicioasă. Îmi pare rău că n-am pus în ceva boluri mai mari, pentru că s-a umflat fideaua și a rămas puțină zeamă. Eu mai am zeamă, o să transfer în ceva farfurii mai mari și aia e. Ce să vă spun? Asta nu e numai pentru studenți. E o încântare și pentru mine. Arată într-un mare fel. Prețul este într-un mare fel. Eu am exagerat. N-ajunge la 20 de lei aici. Hai să zicem că două persoane mănâncă cu 8-9 lei porția. Cine nu mă crede, să meargă dimineața la magazin, să ia un pui la 14 lei și uitați ce puteți găti. Eu vă mulțumesc, vă spun poftă bună, sper să nu mă criticați și ei prea tare. Na. Sunt și oamenii care au probleme cu spatula. La revedere, poftă bună, sper că v-a plăcut ce am făcut astăzi și nu uitați, ținem legătura. Doamnește! La revedere!